Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre raportul de activitate pe care l-a prezentat Dorin Chertoacă, primarul municipiului Chișinău. Invitații ediției de astăzi sunt Vitali Mucan, consilier municipal PSRM, bună seara și bine ați venit, și Pavel Medrigan, avocat, bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Pentru început, domnule Medrigan, vreau să vă întreb pe dumneavoastră. Ieri, atunci când ascultați acest discurs prezentat de domnul Chertoacă, vi s-a creat impresia că trăim într-o țară din cele mai civilizate? În primul rând, nu l-am ascultat, fiindcă ar fi o prea mare favoare să ascult ceva care n-a fost realizat. Așa am trecut o secvență, m-am oprit la câteva momente, unul mai important mi-a părut că, iată, pe parcursul acest an am creat 10.000 de locuri de muncă. Eu am analizat pe țară. Cu părere de rău, noi avem în scădere locurile de muncă pe țară, cu atât mai mult în municipiu. Deci, de unde a luat această cifră, 10.000, măcar ar numi, în care domeniul, construcții, transport, deci evident că este o minciună. O minciună care o spune fără genă. Dar eu revin la proverbul moldovenesc. Deci, băi, voi sunteți proști, ori vă faceți. Și când zici, păi da, cum așa ne facem? Noi nu suntem proști. Păi dacă nu suntem proști, de ce ne prostim? Și ne prostim cu ce? Am ales a treia oară un băiat Sandru, așa îi zic eu, chiar și după vârstă, care idee nu are de gospodăria urășănească, nici experiență, nici studii, nici nimic. Iată că două mandate a demonstrat că nu este capabil și noi l-am votat recent la treia oară. Deci noi suntem proști, ori ne facem. Și acum toți ne văicărăm că iată, nu sunt drumuri, infrastructură, nu știu ce. Păi ce ne văicărăm? Noi pe cine ne văicărăm ca de fiecare dată? Pe cine noi ne plângem? De ce acest raport, așa numit raport, deci nimic nou, încă o dată menționez că nici am considerat că nu face sper timpul. Eu nu l-am votat, fiindcă, uitați-vă, dacă vorbim de o experiență internațională, la orice ce care întreprindere, firmă n-ar fi, în primul rând întreabă ce experiență. Măcar 3 ani. Asta e un criteriu de bază. Ce experiență ai? În ce domeniu ai activat? Care sunt viziunile? Deci se discută, fiindcă sunt... Iată că la noi, inclusiv și primar general, dacă și nu în țară, avem conducători care habar nu are și numit acolo și iată ani de zile care distruge acest oraș. Și ultima vreau să menționez că Dorin Chertoacă niciodată nu a câștigat alegeri din oraș. El a câștigat datorită suburbiilor. Asta l-au salvat, dar noi știm ce se întâmplă în suburbii, care este mentalitatea. Prin urmare, noi care suntem de mult în oraș, eu personal aștept schimbări. Aștept ca orașul să-și revină, indiferent ce partide n-ar fi, vrem oameni care sunt competenți și au obraz. Domnule Mucan, în cadrul acestui raport, domnul Chertoacă s-a asemănat foarte subtil cu poetul Mihai Eminescu, care zicea că doar după moarte meritele vor fi recunoscute și poți aprecia la justa valoare. Cât e de modest lucrul ăsta și dacă lucrurile ar putea fi comparabile până la urmă? Cum se vede din cadrul interiorului primăriei activitatea acestuia? Deci, mi se pare că nu numai din interior, dar și toți cetățenii Chișinăului, de cum văd fapte concrete, de cum văd irresponsabilitatea asta, aceasta primăriei și a primarului. Direcțiile nu funcționează, aparatul nu funcționează, rezultate nu avem. El nu, dumneavoastră, 9 ani stă la primărie și noi suntem în scădere. Deci, situația tot mai rău și mai rău. Și nu se știe dacă el... noi, părerea noastră că el nu ajunge până la sfârșit mandatul. Totuși, noi să reușim cu referendumul și oamenii a să spui cuvântul nu. Ieri, de fapt, fracțiunea PSRM din CMC a organizat, de fapt, aceste discuții publice cu privire la demiterea domnului Chertoacă. Da, ieri a fost primul pas.
Deci noi suntem fer convinși că a să fie votată decizie în Consiliul Municipal privind referendumul, dar totuși noi ne pregătim ca varianta a doua să strângem semnăturile. După părerea mea, n-a să fie o problemă de strâns semnăturile, că toți cetățenii de acum sunt contra la acest primar și de acum mai multă lume. Deci ați putut să vedeți ieri că nu numai PSRM, dar și alte fracțiuni s-au alăturat la ședință și activiști civici. Deci lumea diferită, dar oricum se gândesc și văd lucrurile cum stau la primărie. Domnule Medrigan, la capitolul realizării, domnul Chertoacă a punctat, de fapt, reparația mai multor străzi sau cel puțin a trei străzi din centrul Chișinăului, asamblarea de troleibuze, reparația de la Spitalul Sfânta Treime și așa mai departe. În ce măsură ele sunt reale, aceste realizări, și dacă nu ar fi trebuit plasate în partea cealaltă, la eșecuri, pentru că s-a paralizat circulația, pentru că s-a... Uitați, aceste realizări să le povestească la copii de la grădiniță. Iată, s-a început cu aceste troleibuse, 100 și ceva. Dar de ce 100 și ceva? Da, să luăm 20-30, da, să facem un program pilot, să vedem care sunt neajunsurile. Cu atât mai mult că nu au condiționere, nu au aer condiționat. Deci să mergem treptat, să vedem dacă mergem, mai luăm încă 20. Mai fost și alte oferte în afară de troleibusurile Belorusia. Deci 100 și ceva cu transferul prin firma română, știm scandalul ăsta, nu știu de ce s-a uitat, da. Referitor la drumuri, ca să iei credite și să faci niște bucăți de drumuri, o face oricare, nu trebuie să te proclame pro-european, nu știu ce. Eu credite și fac niște bucăți, fiindcă astea nu sunt drumuri închegate. Uitați la Alba Iulia, la Alec Rousseau. Păi se face greu, cu cheltuieli suplimentare, deci nicăieri nu se admite să fie reîncheiate contractele cum au fost la noi, că iată au mai apărut niște lucrări suplimentare și așa mai departe. Deci eu consider că chipurile se face câte ceva, dar putea să se facă mult mai mult, cu implicarea inclusiv și a întreprinderilor noastre, fiindcă noi vedem întreprinderile care s-au ocupat cu reparația, acele care au avut mari dificultăți, iată, acele câștigă și iarăși tenderile altele. Deci e clar că merge vorba de o schemă de spălare de bani și așa mai departe. Consiliul nu are nicio pârghie, nicio posibilitate să verifice nici calitatea, nici banii. Deci iarăși se așteaptă că credit ca să facem ceva. Dar unde sunt cele promisiuni care au fost în 2007-2011, că noi avem un plan de investiții în sfârșit, investiții străine, solide, nu știu de unde, se primblă, erau șef de o direcție, nu știu ce, relații externe cu cheltuieli. Unde se cheltuie acești bani? Bani Germania, bani nu știu unde. Deci este necesar ca să redresăm situația economică în întreprinderile din municipiu, să dăm într-adevăr loc de muncă, să nu vină. Dar ce, românii sunt mai buni constructori de drumuri ca moldovenii, dar de ce trebuie să vină alte companii? De ce noi nu putem să creăm o companie municipală sau în Republică? Avem drumuri de reparat pe 200 de ani înainte. Deci vin italienii, deci am un cârd de litigii când acești antreprenori străini au lăsat oamenii noștri fără salarii și au plecat, n-au nimic, deci tot era arendat, nici tehnică, nimic n-au, o masă și două scaune. Prin urmare, eu consider că trebuie dezvoltat sectorul real al nostru în municipiu. Și cu părere de rău ați menționat iarăși acest raport, nu s-a îndeplinit nimic. Ne-a dus de nas băiețandru ăsta și vreau să spun că este o metodă pur sovietică, nimic nu european, fiindcă în perioada sovietică era așa, ești membru de partid, păi să fii în echipa noastră, nu ești membru de partid, n-ai acces. Iată, e fix în municipiul Chișinău, primărie, metoda sovietică,
că s-a făcut așa o bilă neagră din regimul vechi, nu știu, e fix regimul vechi, numai apartenența politică și numai dacă sunt cei devotați Partidului Liberal. Restul specialiști, avem specialiști, iată că n-au posibilitatea să activeze. Domnule Muncan, disputele din Consiliu întârzie să apară sau cel puțin să soldeze cu ceva palpabil atunci când vorbim despre adoptarea bugetului local, în timp ce logic ar fi trebuit ca aceste discuții deja să fie lansate pentru anul viitor, bugetul pentru anul viitor. Sunt de acord că de acum e timpul să discutăm bugetul pentru 2017, dar noi încă n-am văzut bugetul pentru 2016. Deci am văzut în prima lectură am trecut bugetul, într-a doua lectură a venit la o comisie, deci bugetul e făcut prost, e incompetență totală. Și noi am ratat greșelile, am bifat unde trebuie de schimbat, s-a întors la executiv bugetul și mai mult nu a venit. Așteptăm bugetul, chiar toată tot iese la... Stil european. Da, chiar toată tot iese la... la ședințele operative că Consiliul nu dorește să adopte bugetul. Care vrea el. Da, noi întrebăm, unii bugetul? Da, bugetul noi. Sperăm, noi am inclus acum care ședința e deschisă, noi am inclus special bugetul pentru 2016 și sperăm că ședința viitoare, poate peste o săptămână, a să discutăm despre buget pentru 2016. Că noi am făcut mai multe întrevederi cu primarii din suburbii. Deci, cu referire la ceea ce a spus domnul Medrican, că au câștigat noi în suburbii. Datorită. Datorită. Suburbiilor. Da. Acum e problemă foarte mare. Noi, când ne-am adunat împreună cu primarii din suburbii, fracțiunea noastră și colegi din alte fracțiuni au fost, e problemă mare. Deci au fost alocați câte 3 milioane pentru fiecare suburbie. Indiferent de populație, de probleme. Noi când am început să punem întrebări, noi am făcut o masă rotundă și am început să punem întrebări executive, din care considerente ați repartizat câte 3 milioane. Apu la toți tot una. Dar pustați o leacă. Poate primăria are 5.000 de locuitori sau are 15.000. Și ce primărie, ce probleme are primăria dată? Și încă o problemă. De exemplu, pentru acoperișul școlii dintr-o suburbie este necesar 1 milion de lei. Ei alocă 100 de mii. Ce înseamnă 100 de mii? Ei cumpără peliculă, pun peliculă deasupra pe acoperiș și atât. Și în fiecare an alocă tot aceleași 100 de mii. Dar alocă la 10 primării câte 100 de mii. De ce nu te-ai făcut? Ai alocat anul este 1 milion, ai făcut acoperișul, ai închis întrebarea și gata. Și la anul de acum oferă alte primării. Deci, nu este logică. Nu e strategie. Nu e, iarăși, incompetență. Nu e competență. E incompetență totală. Oamenii ăștia habar n-au cu ce să ocupe. Ei pur și simplu stau... Noi avem direcție doamna Herța. E pur și simplu contabilitate. E o listă. Ce este necesar, care bani sunt și transferă bani, atât. Da, o strategie, o viziune totală. Nu e nimic. Domnule Medrigan, cât este de straniu, chiar cel puțin eu nu mă așteptam, în acest raport s-au regăsit și anumite eșecuri care nu s-au găsit realizare din anumite considerente. Printre acestea, domnul primar zice despre problema legată de inundații, comerțul stradal, lipsa de parcări, animalilor fără stăpâni și așa mai departe. Eu aș vrea să pornesc de la prima, pentru că săptămâna trecută am avut mai multe ploi. Ne-a demonstrat că orașul Chișinău, practic, poate fi înfrățit cu Veneția, da? Uitați-vă, noi, parcă prima dată au apărut ploile în Moldova sau în municipiul Chișinău, știi? Noi ne mirăm, plouă. Vă închipuiți? În Moldova plouă. Ce fenomen, da? Ce fenomen. Eu susțin pe Oleg Briga, care a făcut un comentariu și a menționat că mai mare dezastru în Chișinău nu a fost niciodată. Indiferent de ce partid, de care au fost, și într-adevăr sunt de acord cu astfel de apreciere. De aceste inundații și de sistemul de canalizare, mai ales de pe strada Albișoară și așa mai departe, s-a vorbit de ani de zile și de la fiecare ploaie. Bun, cineva mai vrea să facă corăbii, țineți minte pe râulețul ăsta, cum îi zice? Da.
Clar. Eu știu, oamenii dacă sunt rupți de realitate sau ce, deci acolo au rămas un metru, un metru jumătate de râu, dar este o posibilitate reală ca această apă într-adevăr să curgă, să se scurgă în acest râuleț. Trebuie de făcut un proiect, avem și universitate unde se pregătesc specialiști de auto și drumuri sau politehnica care să vină, nu e simplu, trebuie de făcut un proiect viabil, că cât apă nu ar veni, ea îndată să se scurgă. E mare și calea ferată, unele bucăți stradă Muncești. Deci asta nu este nou, asta este de mult, însă ce înseamnă iarăși necompetența, da? Au făcut așa teap-leap. Pe urmă, această sistemă ea trebuie menținută într-o stare de lucru, nu că ea nu este îngrijită și cum apare ploaia, nici apa nu se scurge, fiindcă ea acolo nu are scurgerea sau nu este într-o stare tehnică menținută. Deci, sunt un șir de probleme și cu apa potabilă și cu... Dar unde nu dai? Unde nu dai? Dar noi vedem că primarul, ba, vine la ședințele operative, ba, nu vine, ba, face politica de partid, îmblă prin România, nu știu pe unde. Deci, eu consider că cetățenii sunt complet descurajați. Aș vrea să-i văd pe ăștia care l-au votat pe Chirtoacă. Aș vrea să-i văd acum ea ce au zice. Eu înțeleg dacă ar fi niște oameni rezonabili, ar zice, da, domnule, ne-am greșit. Noi retragem susținerea politică. Noi nu suntem satisfăcuți, da? Fiindcă ce înseamnă a acorda un vot de încredere? Într-adevăr, a delega niște împuterniciri, dar lăsând și aspectul controlului. Da, eu te încredințez din numele meu, iată, banii noștri, ăștia sunt banii din... Fiecare dintre noi, banii. Păi da, noi suntem contribuabili, dar fă ceva, dar dacă nu, păi du-te, ies apa, du-te la prășit, fă altceva, ce poți face? Prin urmare, noi suntem foarte dezamăgiți, fiindcă noi ținem minte cum a fost orașul 30-40 de ani în urmă, un oraș verde, liniștit, cu infrastructură și astfel de dezastru, într-adevăr, cum este astăzi, nu a mai fost niciodată. Domnule Mucan, a fost huiduit totuși atunci când și-a prezentat acest raport. Există oameni care au venit, ai spune verde în ochi, că lucrurile nu merg de fel. În Chișinău. Prima dată în Chișinău, când se unesc diferite forțe, diferite partide, diferiți activiști civici, contra la o persoană. Deci, contra la primar. Referitor la ceea ce a spus domnul Medegan, că control careva. Uitați-vă, Consiliul Municipal este organ reprezentativ. Deci, pe cetățenii Chișinăului l-au votat... Eu delegat ca să controleze primarul. Să adopte decizii și controlul primăriei, primarului, activității primăriei. Și noi ce avem? Noi avem legea privind statutul municipiului Chișinău, care... toate împuternicirile îi delegă primarului. Deci Consiliul Municipal rămâne ca observator. Și noi n-ați putem face nimic. Nu știu. Sperăm că totuși n-ați fi votat în Parlament, dar așa am înțeles că azi au fost discutat în comisie și a să vedem. În același timp se poate întâmpla ca în viitorul apropiat să avem efectul bumerangului, pentru că dacă reușesc aceste inițiative de demitere a primarului, noul primar practic va avea pârghii mult mai largi. Dar nu-i corect. Nu trebuie de făcut legi pentru o persoană pe termen scurt. Legea trebuie... Noi, de exemplu, am adoptat acum regulamentul CMC-ului pe termen mai lung. Deci un regulament lucrativ pentru toți. Da, legea asta e pentru o persoană făcută la moment. Și dacă se schimbă, ea se schimbe legea. Ei nu trebuie să fie așa. Nu e corect. Noi avem un cinism foarte mare a clasei politice. Uitați-vă, conform legislației în vigoare, alegerile din 2011 deja trebuia să fie municipiu descentralizat. Adică să fie în suburbii alegeri cu Consiliu
însuburbii și cu primar, iar în Chișinău să rămână la nivel de coordonare. Iată, ca să nu scăpe puterea din mâinile lor, da? Fiindcă descentralizarea, fiecare primar are consiliu cu care se adoptă decizii, buget, iată că au amânat implementarea acestei legi și inclusiv alegerile care au avut în 2015. Iarăși au uitat că în spiritul european trebuie să fie o descentralizare, fiindcă consiliul local, primăria locală mai bine știe problemele sale de dezvoltare. Iată că te ține într-o mână, nu cumva să dăie drumul. Și mai spun de ceva european, eu cred că, de ce zic cinismul? Fiindcă spun niște chestii care nici nu-i genează de fel, asta nu-i de fel în spiritul european. Nici o picătură de spirit european. Deci tot se înmână, fiindcă aici se învârtesc banii, fluxurile de bani, ceea ce interesează, și într-o mare parte cu ce se ocupă? Cu loturile de pământ, uitați, toate firmele care sunt controlate de reprezentanții Partidului Liberal, ăștia primesc, nu știu cum, n-am prevăzut licitații de loturi de pământ, cresc casele de aceste firme. Drept că le cade câte ceva și ăștia de la Partidul Liberal, inclusiv de la unii colaboratori angajați ai primăriei, au apartamente, au primit în aceste case nou construite, le mai dă unii funcționari de rang înalt, însă sunt protejați. Activiștii Partidului Liberal sunt aici protejați, ei câștigă și tenderile. Uitați-vă la piața centrală ce se întâmplă. Acolo în fiecare zi se dă bani cash. Pentru ce? Că au stopat, că au parcat aici mașina, acolo au niște locuri, da? Pune bani cash, că le permit bieților ăștia țărani care vin cu producția, trebuie să plătească. Și toți închid ochii. Deci nu este numai o brâznicie care este la conducerea primăriei, dar problema este că și organele de control și organele de drept au în vedere și Procuratura Municipală și Procuratura Generală, câte plângeri au fost, percheziții, chipurile, chiar și la domnul Chirtoacă îmi pare că a fost cu fratele ceva. Unde sunt astea? De ce nu îl pun la respect față de lege? Iată, este cinismul clasei politice de astăzi, care se acoperă unul pe altul în diferite scheme, că se votează în Parlament o lege sau alta. Iată că țara și municipiul degradează. Domnule Mucan, foarte mult s-a discutat despre prima stradă pietonală în municipiul Chișinău și nemijlocit în oraș. Haideți să vedem până la urmă, dumneavoastră ca membru al Consiliului, ați aflat de adevărata sumă de bani care a fost cheltuită acolo? Avem vreo garanție asupra lucrărilor care au fost efectuate? Deci, garanții noi nu avem nici la o lucrare care se efectuează în orașul Chișinău. Apare o întrebare ferească. Cum e posibil? La noi e posibil. E foarte posibil. De asta se angajează firme de pitihotare ca să nu aibă cine răspunde. Deci apar pe urmă grupe, apar probleme, apar diferite dificultăți și nu răspunde nimeni. La noi, în oraș, la momentul de față, și n-ar să întâmpla, nu răspunde nimeni. Cade copacul, nu răspunde nimeni, incendiu, explodează balonul, nu răspunde nimeni, mor oameni, nu răspunde nimeni și iese Chirtoacă că la noi tot e bine și frumos. Dar știți cum ați fi la o ședință operativă, a spus că în 2036 ați fi foarte bine și ați fi frumos. El are de gând până în 2036 să stăi la primărie. Și de asta și vă spun, referitor la cifre. Noi am încercat să vedem cifrele de la parcările. 53 de milioane s-au cheltuit, nu a văzut nimeni. Nici unde s-au cheltuit, nici lucrările care s-au efectuat. Mai departe, Valea Morilor. Am de mai multe ori am rugat să vii cu raportul domnul Sofroni. Au venit, e scris cu pixul, era 56, pe urmă 63 de milioane, au arătat ea că asta e raportul. Dar de asta și vă spun, noi nu avem pârghii să verificăm ceea ce se întâmplă.
Noi avem mape întregi, ca cum la dumneavoastră cărți, la noi mape stau cu interpelările la procuratură, la ministerul, peste loc noi scriem, la hotărâri de judecăți. Ca să mă înțelegeți, 30% din șefii din primărie sunt hotărâri de judecată că sunt numiți ilegal. Și trebuie să fie dați afară. Și nu îndeplinesc. Și nu îndeplinesc. Deci, chiar domnul Sofroni, este hotărârea Curții Supreme de Justiție că el e angajat nelegal. Vine executorul judecătoresc, îi pune amendă lui primar și primăria achită amendele. Înțelegeți? Și nu se îndeplinesc deciziile Curții Supreme de Justiție. Eu, de asemenea, am câteva dosare care nu se îndeplinesc față de primărie. Eu aș sugera ca Consiliul să adopte hotărâri ca primarul general să răspundă personal cu salariul său, fiindcă el emite dispoziții legale și legale sunt fiindcă astfel sunt constatate de instanța de judecată. Deci înainte de a pune semnătura pe astfel de dispoziții, pe cineva de a demite sau a numi sau nu știu ce, deci este prevăzută această răspundere. Deci ar fi bine că el din salariul său, nu din contul bugetului municipal, iarăși nu sunt restabiliți ani de zile, luni de zile, un șir de hotărâri care s-au anulat și au adus prejudiciu. Deci eu consider că ori acum, ori după ce va fi destituit, sperăm cu toții, deci tot ăsta să fie numărat până la un leu și de înaintat față de domnul Chirtoacă tot prejudiciul care l-a adus el pe perioada aceasta de când este la primărie. Fiindcă aceștia sunt banii bătrânilor, aceștia sunt banii copiilor care nu toți au terenuri de joacă sau infrastructură. Deci ăștia sunt banii contribuabilor, ei nu sunt mulți, cu părere de rău, fiindcă chiar și în buget noi vedem că un deficit în fiecare an. Se iau credite, păi la ce s-a ajuns? Încă se mai compară cu alte orașe. Să iei împrumuturi de la bancă ca să dăie salariul la angajați. Păi unde s-a mai văzut aceasta? Dar uitați-vă hotărârea curții de conturi. Câte milioane trebuiau să fie strânse, trebuiau să intre în bugetul municipiului și n-are cine să ocupa cu chestia asta. Pentru localurile date în arendă, pentru terenurile de pământ, pentru bunurile primării. Deci, dacă era în alt stat, în urmă la astfel de hotărâre curții de conturi, eu cred că jumătatea din primărie de mult trebuiau să stăie la dubă. Și dacă nu se va primi cu referendumul local, noi avem un caz analogic cu primarul de la Taraclea, îmi pare. Da. Trebuie de încercat prin instanța de judecată de a-l demite pentru încălcare legii. Fiindcă astfel el distruge orașul, distruge ce-a mai rămas și de ce noi trebuie să răbdăm și să-l suferim. Domnule Medrigan, vroiam să vă mai întreb un aspect destul de important. Procuratura Municipiului Chișinău în această dimineață l-a reținut pe șeful sectorului Băiucani, întreprinderii municipale, Asociația de Gospodărie a Spațiilor Verzi, raportat la acel caz din 14 iunie, când o femeie a fost trivită de un copac. Vreau să aflu punctul dumneavoastră de vedere. E singura persoană vinovată în acest caz sau trebuie să ne așteptăm la alte rețineri? Bun, este evident aici un deficit de organizare, fiindcă astfel de copaci în municipiu trebuie să fie câteva sute tăiați. Și după cât cunosc eu, mulți cetățeni, locatari se adresează, frecvent, indicând concret, iată, copacul ăsta este vizibil, că este deja putred. Urmează ca să fie difrișat sau tăiați. Dar ăștia orică nu au posibilități sau nu au când sau ca de obicei cum este organizarea noastră. Prin urmare, evident că trebuie cineva tras la răspundere ca și în alte cazuri, dar cred că trebuie mai multe persoane și într-un oraș european, cred că primul care își dădea demisia era primarul general, fiindcă se mai întâmplă cazuri, dar când cu pierderea
de vieți, vieți omenești. Omenești este grav. Și avem un caz tot proaspăt care cu explozia acestui balon de gaz nefericită, care iarăși trebuia începând cu primarul general, fiindcă el răspunde pentru toate. Dar dacă nu este obraz la noi, da, asta eu numesc, o persoană cât de cât, uitați-vă în alte state, dacă un pic o informație cât de cât care, să zicem, atenționează la reputația unui funcționar, îndată își depune demisia, fiindcă el este în slujba cetățeanului. Iată că la noi obrazul este foarte gros și poate să spună minciuni de dimineață până seara cu fel de fel de raporturi și nu are nicio elementară stimă față de cetățeanul din municipiul Chișinău. Domnule Mucan, în ultimul an, anul 2015-2016, în Chișinău au fost plantate peste 20.000 de arbori și arbuști. Eu, în calitate de cetățean, vă întreb unde? Eu nu i-am văzut. Mai bine de spus, au fost casați banii pentru 20.000. Să mă credeți că nu e fost. E o sumă enormă, da. 20.000. 20.000 în tot orașul nu sunt atâți ocupați. Deci, nu știu, cu spații vieși, cu copaci, e foarte mare problemă. Noi, eu fiind membru Comisiei Locativ-Comunală, noi am ieșit la fața locului când, de exemplu, la defișarea copacilor, la probleme cu spații vieși. Iarăși, n-au viziune careva cum trebuie să fie dezvoltat, să se dezvolte orașul. Deci, când se elaborează proiectul Ștefan cel Mare sau Negruțe sau Alexandrii, nu-i cheamă pe dânși. Uitat, la Alexandrii uitat să planteze copaci. Unii-s 20.000. La Alexandrica, la care eu ajuns până la jumătate de stradă și s-a dus aminte că, stai, că trebuie și deplantat copaci. Nu știu ce să vă spun. E, la noi sunt toate domeniile. Unii nu te-ai uita, tot loc sunt probleme, foarte mari probleme. Și cea mai mare problemă, că nu vrea să hotărască nimeni problemele astea. Deci ei se ocupă cu problemele lor, cu politică, cu unirea, numai, nu cu problemele orașului. Domnule Mucan, se zice că un gospodar se cunoaște după casa pe care o are, după curtea pe care o are. Cum a fost posibil, am mai discutat în cadrul acestor emisiuni și cu alții invitați, ca anul trecut, în această iarnă, de fapt mă refer, să cadă tencuiala de pe primărie. Mă refer și la întreținerea acestui edificiu, în contextul ceea ce ziceți dumneavoastră. Eu chiar mai mult vreau să vă spun. Ieri, când domnul primar povestea despre valori europene și despre succese, iarăși a căzut tencuiala de la primărie, din partea de la Părcălap. Și iar trece o doamnă cu un copil și s-a speriat și e repede o pus acolo în grădire ca să nu calci și nimeni acolo. Dar sunt probleme. Și eu, da, dumneavoastră spuneți, dacă el nu vine la primărie, dacă nu se arată cu lunele la primărie, el nici nu știe, el habar n-are și acolo se întâmplă și care sunt problemele la primărie. Domnule Medrigan, un aspect foarte mult discutat și domnul primar l-a inclus în categoria eșecurilor sunt aceste gherete. E o chestie deja arhi-cunoscută, arhi-apreciată de către noi. Cum ar trebui să reacționăm? Să fim uneori poate chiar și mai violenți, să punem piciorul în prag? Uitați-vă, situația economică deplorabilă, când nu sunt create locuri de muncă, îi face pe oameni să se ocupe cu ceva. Cu ce? Cumpără vânzarea. Da? Deci a luat cu 5 lei, vinde cu 20, cu 15. Deci se încearcă o existență a cetățeanului. Dar mai sunt unii care au și contrabandă, fel de fel, și trebuie să-și realizeze aceste mari furtuni prin gherite. Fiindcă acolo este controlul mult mai slab. Mai era într-o perioadă că luau și patenta și în baza patentei făceau și importuri de milioane până... Bun, nu toți sunt așa, dar toate aceste gherete, în primul rând, o mare parte sunt amplasate ilegal, peste noapte. Deci Consiliul ideii n-are nicio pârghie. Eu le-am dat de mai multe ori ideea, o să vă coste niște bani, am în vedere partidele mai solide, luați evacuatorul și ridicați-le ziua miaza mare, lasă ei să se ducă să se plângă la poliție.
dacă le-au instalat ilegal, dar o mare parte sunt ilegal. Ilegal. Deci, cineva ar putea zice că este de straniu, dar mass media a scris că aceste afaceri sunt legate de familia primarului. Evident. Evident că fără susținerea primarului, fiindcă era foarte simplu ca primarul să se adreseze la organele de poliție. Să dea o dispoziție. Dar chiar și întreprinderile municipale au tehnică, le-au ridicat și le-au dus într-un loc. La urma urmei le dă o prescriere dacă în timp de 3 zile proprietarul nu le evacuează din contul său binevol, păi atunci le ridică fără nicio problemă. Deci primăria are toate împuternicirile să facă ordine. Și dacă nu fac ordine, de ce? Fiindcă aranjează, fiindcă cineva le aduce bani în plic. Iată aceste ghereti care se vând și țigări și fel de fel, da, noi vedem, noi suntem, cred că, primii producători de țigări în lume. Fiindcă în fiecare zi, iată, la hotar, la vamă, sunt depistate loturi. Cantități enorme. Păi, dar de unde vin țigările astea? Noi tutun în Moldova nu precreștem deja. Și noi toată Europa o inundăm cu țigări. Deci se produc pe unde? Prin garaje, prin diferite, eu știu, acolo... Pârghii nu prea legale. Păi da, dar cine controlează? Ăștia iarăși sunt bani. Deci revenim că aceste afaceri sunt protejate de cei de la primărie și eu cred că de mult trebuiau arestați mai mult, nu 1, 2, 3. Deci trebuia în fiecare an de schimbat componența în primărie, cu atât mai mult că chipurile și Dorin Chirtoacă este de acord că acolo o să fie depistată, păi depistează-i. Fiindcă toată lumea știe că dacă nu duci bani acolo, nu hotărăști nimic. Stau oameni și așteaptă cu lunile și cu ani niște fleacuri, fiindcă trebuie să treacă prin Consiliu, dar trebuie de pregătit aceste materiale. Deci, evident că avem o situație acum unică de a ne debarasa de un conducător întâmplător, fără experiență, fără obraz și să revenim la o normalitate în municipiu. Domnule Mucan, amenajarea cerca 5.000 de locuri de parcare cu pavaj ecologic în curți și blocuri, aliniatul stradal s-a efectuat în 2015-2016. Iarăși, cred că adresez din numele tuturor telespectatorilor. În ce sector a fost asta? Iarăși, eu nu am văzut. Principal că s-au cheltuit 53 de milioane. Deci, acolo sunt foarte mari. Ceva s-a făcut. Dar din banii, din 53 de milioane, se putea de făcut de 2 ori mai mult, de 3 ori mai mult. Și mai calitativ. Și mai calitativ. Dar de calitate, dumneavoastră știți ce înseamnă pavaj ecologic. Deci, pavaj găurit, care necesită ca pe urmă spații verzi sau alte întreprinderi să aibă grijă de acest pavaj. Că trebuie să crească iarba acolo, să fie frumos, dar la noi ce? Să strânge gunoi în pavajul acela. Deci, cetățenii de mult de acum nu văd, aud la televiziune din rapoartele lui primar că s-au cheltuit 53 de milioane, s-au făcut pavaj, s-au făcut locuri de parcare. Deci, dar cu locurile de parcare mai este o problemă. Asta a fost primul pas pentru contractul acela de 1 miliard care trebuie să firma austriacă să prieie locurile de parcare și să le dea în arendă, care noi am stopat și până când la momentul de față e stopat proiectul acela. În același timp, i s-a adus reproșul și despre starea de lucruri de pe șantierul din sectorul Râșcani. Iarăși o stare dezastroasă, am putea o numi. Da, și iarăși noi ajungem la pârghii. Este hotărârea judecății că deputații Partidului Socialist n-au dreptul să implice și să apropie de șantierul dat. Deci, noi am încercat să-l stopăm. Noi am scos gardul, noi am stat și ne-am bătut acolo cu paza asta particulară. Noi până la ultimul moment am încercat să stopăm. Și noi îi spunem atunci, bine, vrei să construiești, dar aici nu se poate de construit. Lărgiți orașul, ei sunt locuri. Nu, ei tăți-vă în centru. Fiindcă infrastructura este deja și toate aceste companii de construcții nu vor să facă cheltuieli suplimentare pentru apeduct și așa mai departe. Deci sistemul de comunicații, dacă ar fi
în alt loc sau în afara orașului, necesită iarăși cheltuieli suplimentare. Dar ei nu vor. Ei vor să conecteze la aceste, chiar și dacă nu este loc pentru copii. Ultima întrebare din cadrul acestei emisiuni. Există un plan de dezvoltare al orașului? Pentru că deseori vedem că nu există nici cea mai vagă idee. Este special aceasta ca să fie haos, fiindcă într-un haos este mai ușor de a-și face chestiunile tale. Deci dacă ar fi un plan de dezvoltare, un plan general de a municipiului, deci asta ar deveni o regulă, dar regula trebuie respectată. Iată că e mai bine ca să nu fie nicio regulă, nimic, și fiecare acum rupe din ceea ce a mai rămas și toți care au venit la putere, parcă ar fi ultima dată, da? Deci calcă peste tot, calcă peste lege, calcă peste niște reguli simple de coabitare, deci construiesc la stânga și la dreapta fără niciun aspect arhitectural. Deci eu cred că este o mare decădere și morală, în primul rând, a conducătorilor de astăzi. Stimați telespectatori, în emisie a fost Reflector Analitic. Domnule Mucan, domnule Midrigan, vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. O seară bună alături de Accent TV.